Mai mulți primari vâlceni au cerut sprijinul prefectului de Vâlcea, Florian Marin, în ceea ce privește creșterea prețului la colectarea gunoiului în 2019. Am fost sunat de vreo 3 zile, parcă cu 3 sau 4 zile în urmă, de o parte a primarilor din județ. Am înțeles că același demersuri au fost făcute și la nivelul Consiliului Județean, prin tot la faptul că, în mod unilateral, o societate urbană dorește să mărească prețurile la colectarea gunoiului și, în acest sens, a înaintat notificări către unitățile administrativ-teritoriale. Până aici nu am prea mare lucru de comentat, pentru că a apărut o ordonanță de urgență 74/2018, în care spune că România trebuie să se alinieze la cerințele Comisiei Europene privitoare la realizarea selectării deșeurilor și la punerea în practică a principiului plătește cât arunci, și ca atare nu aș face prea multe comentarii vis-a-vis de această situație. Aș vrea să fac comentarii privitor la faptul că mărirea tarifelor l-au legat de o pretinsă închidere a stației de sortare de la Stornice. Și aș vrea să lămuresc un pic acest aspect, pentru că nu mi se pare o abordare corectă din mai multe puncte de vedere. În 2018 s-au semnalat anumite situații în zona Stornicenului, în sensul că se cărau deșeuri acolo și cantitatea ar fi spălită. A fost deocamdată, în acel an a fost o activitate de supraveghere. În 2019, s-a dat la începutul anului 2019, la începutul parcă lunii februarie, am realizat o ședință aici la care am invitat conducerea urbanului și în care le-am atras atenția cu privire la faptul că urmează să emit un ordin de prefect cu privire la verificarea modului în care se face gestionarea deșeurilor la stațiile de sortare din acest județ. Tocmai pentru a nu ajunge în situația deponiei de la Moldărești, acolo unde lucrurile sunt neschimbate de 2 ani, parcă. Da, de 2 ani de zile. Ei bine, la acea întâlnire la care au participat onor conducerea societății respective de la Vâlcea, s-a stabilit un termen asumat de către dumnealor, un termen până în ziua de 19 aprilie, dată până la care să realizeze un transport al gunoaielor din zonă și să se încadreze în limitele rezonabile stabilite prin autorizații. La începutul lunii aprilie, dumnealor s-au prezentat, sau la începutul sau mijlocul lunii aprilie, ba cred că în prima săptămână în aprilie, s-au prezentat la Agenția pentru Protecția Mediului pentru reînnoirea autorizației. În condiții în care în autorizație era prevăzută o cantitate de deșeuri care trebuie să existe în stație și care trebuie să fie prelucrată. În mod normal, nu ar trebui să existe deșeuri într-o stație de sortare, dar legiuitorul a prevăzut totuși o anumită cantitate care să existe, tocmai pe principiul că urmează ca să fie selectată și apoi cărată la gropile acreditate de bune. Nu numai că nu s-a realizat căratul intensiv al deșeurilor, a sporit cantitatea de deșeuri. La un moment dat, începuseră să apară mici dune spre dealuri de gunoi în zona respectivă. Ceea ce este inacceptabil, intolerabil și înseamnă o încălcare a legislației. Dar de aici și până la afirmația că instituția prefectului închide o stație de sortare, e cale lungă, pentru că nu am nici dreptul legal să închid grom, nici să deschid grom, nici să fac alte activități, dar am dreptul și obligația legală să solicit instituțiilor cu rol de control să ia măsuri atunci când nu se respectă legea mediului sau alte legi conexe. Ca atare, dacă această societate, în timp de 6 luni de zile, reușește, până în 6 luni de zile, să-și care gunoiul din stația de sortare, poate funcționa din a doua zi în care a făcut acest lucru. Așa că afirmația legată de, sau legătura făcută într-un mod unilateral și într-un mod subiectiv, vis-a-vis de faptul că
o pretinsă închidere de către instituția prefectului în concordanță cu mărirea tarifului este o aberație. Deci, cu tot respectul pentru cei care încearcă să o lege de așa ceva, nu are niciun fel de legătură. Prefectul de Vâlcea va supune această problemă dezbaterii în prima ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.